George Chirilă este în platou, îl salut, ne cunoaștem de mulți ani. Mulți. Bună ziua, bine ai venit. Salut, Madalina. Te așteptam, e ca un fel de Dallas povestea ta. Nu doar prin faptul că ești un latifundiar adevărat, ca, cum îl chema pe, la, pe fratele mai mare din Dallas, nu mai știu acum. Nu prea am fost pasionat de serialul ăla, care știu că atunci captura pe mulți. Ai sute de hectare, ai un domeniu enorm, ai foarte mulți copii, ai o familie numeroasă. Ai reușit să ții la suprafață o poveste de dragoste ieșită din comun. Trăiești cu două surori de câteva zeci de ani. Sunt mulți bărbați care au soție și amantă, dar nu se duc să-i prezinte soției pe amantă, înțelegi? Și pe care probabil te invidiază. Bă, cum a reușit ăsta? Se întreabă. Cum a reușit acest bărbat să trăiască cu două femei, lejer, să se ducă când la una, când la alta și femeile să nu se omoare? Te întreb la modul, poate, brutal așa, sau mă rog, direct. Nu ți-a venit niciodată să ții câmpii trăind cu două femei în același timp? Nu, nu, deloc. Nu? Traiu, viețuirea împreună cu ele mi-a adus numai gânduri bune, nu gânduri întunecate. Iar nici dinspre raționarea cu ceilalți oameni, vrăjmașe, veninoși, da, nici de acolo nu mi-a venit așa să-mi iau câmpii. Sunt confruntări care trebuie bărbătește să le întâmpin să le duci. Da. Și care mai puternic rezistă. Întrebai de secret. Secretul este adevărul. Întotdeauna trebuie să fie adevăr. Atunci când sunt lucruri ascunse, amanta se ține ascuns de soție și invers. Da, da. Dar când toate sunt transparente, sunt luminoase, n-ai nimic de ascuns. Tu ești împăcat cu tine, cu gândurile tale și cu ele. Stai un pic. Ai pornit o relație cu Nicoleta. Nicoleta a fost. Nicoleta. Da, da. Mai, nu mai ții minte exact la cât timp ai început relația și cu soare. Ceva mai mult de 2 ani. După mai bine de 2 ani. Da, da, da. Cum te-ai dus să-i spui Nicolete? Că ai spus că la tine în familie a contat întotdeauna adevărul, transparența. Mm-hmm. Oricine comunica. Oricine comunica. Deci oricine comunica, pentru că asta am pornit această viețuire noastră împreună. Iar când s-a întâmplat să mă îndrăgostesc și de Mariana, asta nu e un eveniment ca să-l ții ascuns. Bineînțeles că prima dată l-am împărtășit și Nicolete. Căci așa eram crescuți atunci, că iubirea ar fi absolutul, mai mare ca asta nu poate fi nimic, dar cumva ai trecut pe lângă așa ceva să nu pierzi așa ceva. Și acel lucru care s-a întâmplat față de Nicoleta, după un timp s-a întâmplat față de Mariana. Între timp față de Mariana era o respect, era o considerație, era o apreciere, era tovărășie, dar a venit și lucrul ăsta, iubirii. Dar e ceva ce nu te-a mulțumit la Nicoleta? Nu, nu are legătură cu altul. Mariana? Nu, 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 nu. Eram întâi totul Nicoleta, mulțumit de Nicoleta în ceea ce putea să oferi ea. Mi-ai spus la un moment dat că cea mică, Mariana, era mai caldă. Nu, Mică, e mai mare de vârstă, s-a întâmplat să fie a doua. Da, a doua. A, ok, mine, da? Mariana, dar, s-a întâmplat să fie mai caldă, să fie mai pasională. Parcă mi-aduc aminte într-o din întâlnirile noastre. Știi, astea sunt perioade și perioade, știi? Că s-au inversat rolurile la de mai multe ori, de mai multe ori, da. Incredibil. Trăiești de 28 de ani, 30 de ani? Da. Să zicem, într-o situație destul de complicată pentru mulți bărbați. Sunt bărbați care, după o perioadă de, nu știu, câteva luni într-un astfel de melanj, într-o astfel de relație, într-un astfel de triunghi amoros, au luat o raznă, au ajuns la spital, au trecut pe pastile, au albit. Din lipsa sincerității, da. Ascunderea adevărului. Da. Au îmbătrânit, stergându-și urmele în permanență, programându-și întâlnirile. Nici nu vreau să-mi imaginez așa viața. Nedormind nopțile. Nici nu vreau să-mi imaginez așa viața. Nu te-ai dus direct și ai spus Nicolete, ea a suferit pentru că a recunoscut asta. Am văzut niște imagini și o să mai vadă telespectatorii și partea a doua a materialului, în care doamnele tale vor vorbi foarte deschis despre și suferințele prin care au trecut. Povestea asta nu este un exemplu despre cum să trăiești și cum să alegi să trăiești cu femeile. George Chirilă este un om foarte hotărât. Este un foarte bun gospodar. Este un om care și-a însușit perfect acest mod de a privi viața. Într-un fel patriarhal așa, sau care corespunde unor... Patriarhal tribal. Da, un cultură, da, tribal, să zicem. Da. Nu toți bărbații sunt capabili de așa ceva și nici nu e neapărat bine să faci astfel de lucruri. Nu toți poți să ducă nu știu câte relații și cei mai mulți e bine să stea, să iubească măcar o dată în viață, dar să iubească cu adevărat. George Chirilă pretinde că a iubit două femei, cel puțin. O să-l întreb dacă au mai fost și altele sau de ce s-a oprit la cele două, pentru că avea potențial. Rămâneți cu noi, o poveste incredibilă. George Chirilă este și super proprietar, și un bărbat care trăiește în același timp cu două surori. Toată povestea lui în această zi, în fața ochilor dumneavoastră. Trăiește cu două surori și această situație, plus faptul că și-a permis să aibă foarte mulți copii, poate și el a uitat numărul, i-au adus o notorietate inimaginabilă.
Vorbeam cu el în pauză. Are o proprietate foarte mare și surprinzător, pentru că chiar vreau să te întreb, George. Nu ai pornit de la nu știu câte hectare și în felul ăsta cele două surori au zis că au pus mâna pe un bărbat cu avere și gata. Când ne-am cunoscut, de-aia te-au ales. Da. În satul lor, pentru asta m-am dus, ca să scot moștenirea de la bunici. Dar numai că n-am mai ajuns la mine, tata meu n-a vrut să-mi dea pământul să ajungă la mine, atunci a trebuit să plec să-mi fac singur. Gospodar fără pământ nu se putea, deci era clar pentru mine, a trebuit să-mi cumpăr pământ, asta era urgența întâi. Dar trebuia întâi când să ai pune relația cu Nicoleta, cu prima, da. Erai pe minus? Erai pe zero, pe minus? Cum erai? Aproape reușit să-mi scap de datoriile făcute din nebunile tinereții. Deci aproape reușit să scap de toate, n-am vrut să o împovărești pe ea cu lucrurile. Am zis că până când nu-mi termin toate lucrurile astea, nu o să putem să lucrăm împreună. Trebuia să lucrăm împreună pentru noi, nu trebuia să lucrăm pentru prostiile mele. Și... Dar ce prostii făcuse? În tinerețe, Brăila, dacă nu loveai tu primul, erai lovit. Deci ai fost bărbat? Da. Bărbat. Mai de bătat, nu m-am bătat. Altă femeie decât asta n-am cunoscut. De mințit m-am pezut gura, dar limba asta o vorbesc bine. Am vorbit-o către mulți, nu prea am lăsat să-mi treacă prin față. Deci n-ai acceptat să fii călcat în picioare niciodată? Nu, și m-am băgat pentru lucruri dreptate. Deci care nu mă lezau pe mine, nu erau, mă interesau pe mine, dar m-am băgat, de cineva m-a crescut, unul care a contat mult pentru mine, ca să mă bag pentru dreptate. Și m-am băgat și am văzut că în timp a dat folos lucrul. Și ai reușit să ajungi la peste 100 de hectare proprietate? Undeva mi-am întins, nu sunt proprietate toate, dar aripile mine s-au întins peste 160 de hectare. Hectare pe care le administrez eu cum vreau. Știu ce îngrășământ se bagă acolo, știu ce substanțe se folosesc, știu ce animale cresc acolo. Poate sunt proprietate, restul sunt arendate, închiriate. Când se vor fi condiții, vor fi cumpărate. Nu e de mirare că dacă... Oricum, ai în proprietate câteva zeci de hectare, ceea ce mi se pare inimaginabil. Ai un domeniu uriaș, știi toată proprietatea, ai luat-o la pas? Da. Doamnele au voie să meargă cu tine sau ele trebuie să rămână până acasă? Gândește că la început aveam 8 hectare proprietate, care le lucram cu caie. Deci le aram în fiecare caie brazdă de brazdă. Deci noaptea mă duc și știu borne la fiecare din acele primele 8 hectare. Băieții au vrut mai mult, deci eu m-am extins, nu gândeam că m-am extins așa de mult, decât că băieții au rămas alături de mine, ei gândesc în tehnică. Și când au adus utilaje, tractoare, normal, atunci 10 de hectare se lucrează mult mai ușor decât când lucram cele 8 cu caie. Apropo de copii. Ai făcut câți copii, George, cu două surori? Câți copii ai cu amândouă? 16. Ești sigur? Măi, oficial am 16 copii. Cum? Încă, deocamdată. Deci asta pot să spun exact. Ai 16 copii. E posibil, le mai uiți numele din când în când? Știi cum îi cheamă pe toți? Nu. Fiecare este legat de un eveniment. Deci știu cum s-a născut și cum. Și fiecare nume l-am obținut de la ei. Cum? Păi când soția este însărcinată, spiritul copilului s-a apropiat, el vrea să intre în lumea asta. Dacă ai perceperi și ești atent, îl întrebi cum vrea să se numească. Și atunci îi pui numele care el și-l dorește. Și atunci este un parcurs lin în viață, nu apar scântei. Și toți au avut un nume. S-a întâmplat să ai aceeași idee în același timp cu partenerele tale de viață? În privința asta? Darii numelui, am stabilit de la început că eu voi depista numele care și-l dorește pruncul și eu îl voi spune. Dar a fost o întâmplare când am născut pe Maria, când se plec la sfat să declar că s-a născut acasă, Mariana iese în prag și spune, eu aș vrea să o cheme Diana. Eu am tot și am plecat. Era ceva care ieșea din ce convenisem. Și când am ajuns acolo, pe drum m-am gândit și doamna secretară o chema tot Maria și s-a bucurat. Zic, cum o vă numi? Zic, Maria. Ea s-a bucurat. Și zic, și Diana. Și o să spun, Diana Maria. Eu din toată s-a uitat că ieșea din tipar, primul copil cu două nume. Deci ai făcut un compromis, înțeleg? Am făcut un compromis, știu de ce l-am făcut, că nici nu i-am spus când am venit acasă că a primit și când a venit certificatul, i-a văzut și a înțeles că și dorința ei, dar nu era o simplă dorință, ci era și o percepere a ei acolo. Deci, te-am văzut în material când spui la un moment dat că gelozia la femeie e un defect. A fost unul din lucrurile care l-am convenit. Adică tu ai voie să fii gelos? Măi, uite, la bărbați... Ți-au dat ocazia să... La bărbați, gelozia are și o latură constructivă, protectivă. Mai are. Dar la femei, gelozia... Și noi ne-am uitat după toate cazurile din jur. Noi analizam. Așa cum... Dacă vrem să mergem și să mergem bine înainte, trebuie să punem la muncă toate virtuțile și calitățile care le avem. Deci la muncă, la supraefort, forjate. Iar defectele să le ucidem, să le eliminăm. Asta a fost convenția mea cu ele. Eram niște copii, nu vă închipuiți cu cine știe ce mari filozofii discutam sau știam noi dezvoltări personale sau altceva. Dar făcusem în timpul cât am fost singur și atent asupra mea observații profunde. Și ele s-au încrezut în mine, în lucrări. Și când ne-am explicat că și la femeie unul din defectele cele mai dăunătoare pentru căsătorie este gelozia, au decis
cam știau cât de greu o să le fie, să le elimine defectul ăsta la gelozie. Care a fost cea mai geloasă, Nicoleta? Nu, toate femeile au gelozie. Toate femeile au gelozie, dar potrivit cu trăsătura și caracterul se manifestă mai nociv sau mai puțin nociv gelozia asta. Sunt femei care gelozia explodează și face taifun în jur, sunt altele care se sting în ele, se rod în ele, nu prea dăunează celor din jur, dar trebuie să ai aminte că sufletul acela se prăpădește acolo la untru. Dar când înțelegi clar, măcar cu minte... Dar ele au fost geloase nu pe alte femei, una pe alta. Cred că una pe alta, pentru că nu le-am dat prilej referitor la... Eu sunt un bărbat foarte înfrânat. Deci la mine da, e da și nu, e nu. Și eu îmi îndrept privirea, eu îmi îndrept gândurile, pentru că am văzut ce pot să fac gândurile necontrolate și cum mintea te minte și te duce în prăpastie. Și am început să-mi controlez mintea începând la 12-13 ani. Și ce să fac la măgarul ăsta atât de încăpățânat cum e mintea? Biciu voinței. Și am început să fac exerciții și deja la vârsta de 18 ani eu mă socoteam pregătit. Retrospectiv, privind acum, nu eram pregătit. Nu eram pregătit pentru că... Stai un pic, dar scuză-mă că te întrerup. Că oamenii adresează deja sute de întrebări și vor să primească răspunsuri de la tine. Probabil, probabil că ar trebui să stăm două zile. Poate că chiar stăm două zile și vorbim. Cum făceai totuși? Nu știu, aveai chef. Când aveai dorință. Te uitai la ele și făceai ca un sultan. Așa, sau le luai deoparte? Tu vii seara asta, tu vii peste două zile? Le comunicam. Le comunicam. Totdeauna a fost transparență între noi. Da? Le comunicam și ideea cum era? În toate eu am căutat să fiu drept, just. Deci, poate că inima, poate că o circunstanță cerea ceva care ar fi făcut o nedreptate. E, acel lucru eu reclam. Fiecare ce se cuvine și dreptate mai sus ca toate. Deci, ăsta e unul din principiile mele. Nu se simte nedreptățite, în primul rând. Era din belșug pentru amândouă și atunci ce zic? Deci a fost din belșug. Dar te gândeai așa, bă, Nicoleta, tu la anul faci copil, tu peste 2 ani, așa a fost cu copiii? Nu, aici la privința copiii n-a fost chiar nicio planificare. Chiar la început trăiam cu Nicoleta de o bucată de vreme și nu aveam copii. Eu am gândit că, nu știam prea multe și am gândit că imediat vor fi copii. Și când au fost, am fost încercat un pic. Eu am știut, deci de la vârsta de 14 ani jumate am spus că voi avea 15 copii, am spus numele, le-am descris și trăsătorile. Nu cred. Da, îți mărturii multe și din familie și din toate lucrurile. Ai avut această revelație? Da, am avut clar. Eu am venit cu un atașament de mic față de prunc. Atâta era pentru mine. Prunci, nici nu concepeam viața fără prunc, fără pământ și fără parte religioasă. Deci aceste trei atașamente mi-au dus cea mai multă suferință în viață până m-am dezlipit de ele. Dar cert este un lucru, la 14 ani jumate, eu am știut că toți cei 15 copii ai mei, am dat și nume, am dat și de trăsături despre ei. Le mai uiți zilele de naștere? Se întâmplă să fii? Nu, toate sunt legate de evenimente. Toate sunt legate de evenimente. Eu le-am legat de... Eu trăiesc după ritmurile naturii. Pentru mine este foarte important integrarea naturii și ritmurile naturii. Și atunci ei au venit ca și confirmare. Și atunci le-am legat de evenimente din natură. Și nu au cum să le uit. Poate stau un pic să calculez, că nu le-am memorizat atât ca și dat. Dar un pic calculez și păi știu la fiecare data și importanța. E legat decât un sfânt, decât o sărbătoare, eventual, ca să nu te mai pierzi în detalii. Mai puțin că Ioan s-a născut de Sfântul Petru. Și nu, deci nu sunt legate în felul ăsta, sunt cu tot altceva. Chiar eu am spus primul meu născut va fi Ștefan. Și când s-a născut Petru, m-am uitat și zic, nu, ăsta e Petru, nu e Ștefan. Da, zic, Valeriu, am întrebat asta. Mai căutați alte întrebări de la telespectatori. Revenind la această poveste, eu am mai spus, sunt bărbați care au luat-o razna de la astfel de decizii. Duplicitatea. Tu, în schimb, ai trăit la transparent, așa cum spui, și ai reușit să îmblăzești două femei care, în principiu, deși erau surori, aveau toate șansele să se urască toată viața. Nu numai că au trăit împreună sub voința ta, pe o proprietate care a crescut din ce în ce mai tare. Ai animale cât pentru nu știu câte sate. Ai vinzi vinzi toate produsele pe care ți le oferă acest domeniu foarte mare. Și prețuită și în afară, nu numai România. Ești un tip înstărit, ce să mai... Ele însă au avut dorințe de genul ăsta, să meargă singure în vacanțe, să... Te ducă pe la mall, au voie să facă așa ceva sau nici nu-și pun problema în felul ăsta? Să se distreze, da? Dar sunt niște femei deosebite. Sunt niște femei simple, serioase, care știu ce înseamnă povara unei căsătorii și a creșterii copilor. Și lucruri din astea, acum, de la vârsta asta, când porumbeii zboară de acasă, ne-am făcut greu de părinți, mai sunt câțiva amintit ei, de acum, sigur că își vor putea permite lucrurile astea. Vor fi bani de călătorii, că aici văd ceva, dar ele, dacă vor toate să fie alături de mine, aici e mai greu. Eu mai am încă de lucrat. Eu mai am niște proiecte. Deci mai pleci în vacanță cu una?
Da, am mai fost. Am mai fost. De separat. Chiar și în afară am fost, da. Da, ți-ai făcut vacanțele separat, astfel încât să nu nebunești... Pentru că în vacanțele acestea, în călătorii noastre, important pentru ele, am observat și pentru mine important, cunoașterea și apropierea de alți oameni asemănători nou. Deci aici e ceea ce le împlinește. Ba, când le iei cadouri, le iei aceleași cadouri ca să scapi sau le personalizezi? Eu nu fac cadouri. Nu faci cadouri? Nu. Nici lor, n-am dat de două ori în viața mea fără atât. De ce? Nu fac. Nu sunt, viața mea e simplă. Consider că au de toate? Îmi vor comunica. Ar fi nevoie asta. Și atunci nu scot un cadou, ci le aduc și le împlinesc ceea ce am fost neatenți și n-am observat că le trebuie. Și trebuie să-mi spună. Deci dă-mi un exemplu, ca să înțeleagă cei care se uită la noi cum trăiești. Spre exemplu, la ce te referi, la haine. Hrana ne-o facem noi din belșug în casă. Okay. Dacă ei au dorit un aparat referitor la hrană, în casă o fac înghețată. Okay. Eu nu sunt foarte încântat despre înghețată, dar făcut în casă. Ei, ăsta nu l-am socotit luarea unui aparat de așa ceva ca un cadou. Deci era o necesitate care a apărut, utilitate care a adus. În privința hainelor, noi nu ne-am cumpărat haine noi niciodată. Cum spune, unde e secretul? Eu când am spus, am strâns cureaua, niciun președinte sau asta nu poate să imagine ce înseamnă să strângi cureaua. Să strâng alături de mine cureaua. Un de ăsta care ne sfătuiește pe noi ca român, să strângem cureaua și să vadă ce înseamnă. Deci n-am avut o haină nouă, niciunul din noi. Ne croim, știm să croim, eu lucrez, deci pot să fac. Adică hainele pe tine sau second hand. Da? Sau second hand. Deci la noi o haină nouă n-a existat.